Suntem în direct, doamnelor și domnilor. În studioul nostru se află în această seară marele campion Mike Tyson. Thank you, thank you. Este o mare bucurie să fiu în această seară la această emisiune cu Mircea, un bun cunoscător al lui Mike Tyson, un fan. Absolut da. Absolut da. Thank you and welcome. It's an honor for us having you here. Well, the honor being here. I'm happy hanging out with you guys. I will speak in Romanian for our audience. Please. Dragă Mike Tyson. If you didn't speak in Romanian, they wouldn't understand the program. Dacă nu vorbește română, nu o să înțeleagă nimeni ce spui. Ok, deci o să vorbesc în românește. I will speak Romanian. Cum a fost astăzi vizita la Parlament? Am văzut acolo toată presa, era extrem de încântată de tine. Cum a fost vizita în Parlament? Now that's very interesting that you would say that. Interesant că spuneți asta pentru că atunci când mă gândesc la Parlament, mă gândesc la politica americană și este foarte, acolo a fost foarte vesel, a fost aproape ca o petrecere, toată lumea era veselă, ne mai lipseau băuturile, dar în rest a fost totul minunat, a fost lume multă și povestea despre clădirea Parlamentului cu fostul președinte care zbura cu avionul pe deasupra ca să vadă cum se construiește, a fost extraordinară. Am urmărit astăzi și am discutat. Is that true? E adevărat. It's Have true. You seen his name? Yeah. E adevărat. Este extraordinar. În anii 90, in the 90s, lucram la un post de televiziune care nu mai există în zilele noastre. Și he's old. He's really old. Yes, I'm very old. Well, he looks just as young as you do. Este la fel de tânăr ca tine. El e mai în vârstă. El e mai în vârstă, deci de aia. Și lucram la un post de televiziune care nu transmitea sport, dar în mod absolut excepțional a cumpărat, pe vremea aia în România era big deal, adică era o mare treabă, a cumpărat meciul și l-a transmis în direct, meciul tău cu Peter McNeely, care a fost foarte, foarte spectaculos și am fost atunci așa de fericit că în anii 90, după Revoluție, la, eu știu, 3-4 ani, cam așa, după Revoluție, un post din România a reușit să transmită în direct ceea ce, mă rog, americanii vedeau pe mulți bani, pentru că era pay-per-view, fără doar și poate. Da, și mi-am adus aminte de momentele alea și zic, vai, cât de mult timp a trecut, mi se pare că a trecut de atunci. Sunt un mare fan din acei ani. Sunt un mare fan și mă bucur foarte mult că te cunosc acum personal. Mike, spune-ne, te rog, de ce ai venit în România? Cine te-a invitat? Care de fapt motivul acestei vizite excepționale în România? Pe lângă să ne cunoști pe noi, adică sigur asta e important, dar apart from coming to meet you. În afară de faptul că am venit să cunosc doi oameni inteligenți intelectuali, sunt aici pentru a promova Drag Energy, o băutură energizantă. Paulina and her father's here, and they're pretty much toată primary source. Toți cei care sunt aici știu, sunt cei care mă ajută în promovarea acestei băuturi. Am devenit parteneri și eu sunt chipul acestei băuturi energizante. Am multă încredere în ea și dacă o să mergem în zona balcanică, în Bulgaria, o să mergem și în Rusia. Prietenii mei din New York, din Statele Unite, cu niște cutii pentru a promova. Sper să avem succes, sper să aibă, să fie populară. Și ne-a adus și nouă niște boxuri. Did you bring us? Did you bring us any drink? Bun! Okay. O să vi le aducem, o să vi le dăm, o să beți și voi. Credeți că vin fără? Paulina, te rog, spune-le. Spune-le despre tot ce le-am adus. Sunt în mașină. Ce credeți că nu o să vă aduc nimic? Credeți că vin așa? Nu. V-am spus că vă treziți de vreme, deci trebuie să fiți foarte în forță seara. O să vă dăm niște băuturi energizante. Paulina, te rog. Paulina, te rog. Da, să auzim, da. Da, aduce multă energie în România, asta ne spune, aduce, da. Ceea ce e bine. E foarte bine. El pentru când că se trezește, bea băuturi energizante. Energizantă. Și când înainte să mă culc, când se culcă, înainte să se culce, bea din nou băutură energizantă. Deci sunt un mare consumator. Huh? Da, nu.
That's good. Da, that's good. When you die, you sleep. You got a lot of time. Exact. Nu, atunci o să dorm. Până atunci nu mă grăbesc să dorm foarte mult. Yeah, I'm not in a hurry to sleep. Because when you taste them black and you're juiced up, așa încep să simți energia, te gândești la multe lucruri, te gândești că vrei să cucerești lumea, să faci lumea un loc mai bun, de asta trebuie să bei energizante. Un loc mai bun trebuie să scade oamenii răi. Numele este black, dar este vorba de lumină. El era foarte fericit când a auzit că vii, pentru că el spera să refacem scena din Hangover. Este scena noastră preferată și din, from the din movie. Filmul Hangover. Am putea să facem asta, să știi. Da. Mai... No, we can't do this because to do this, sigur, to dacă, do this stuff ca să facem asta, trebuie să fiu compensat. Nu fac lucruri pe gratis. Adică eu sunt artist, eu trebuie să fiu compensat pentru timpul pe care îl petrec. Vă putem răsplăti, da, sigur că bring poți, prietene, da, da. Band, dacă mi-aduci aici o trupă, corect. Cânt. Piano. I'm playing piano. He plays the piano. Next time. Now. Bring the piano. Acum, nu data viitoare, acum. Aduceți pianul. Nu avem pian. Are you singing just for the movies or are you singing doar în filme sau cânti pentru tine? Am avut un concert în Brazilia, am avut un concert numai eu. I didn't know. How's your good. Born. I don't want to do that. Data viitoare când venim în Vegas, neapărat vreau să văd, am auzit că e un show foarte bun. Foarte de succes. Să-mi spuneți când veniți, ca să fiți invitații mei. Veniți în culise să serios vorbesc, să veniți, să vină toată lumea, să vină toată lumea. A venit și Kanye West, am cântat, a fost toată lumea acolo. Cum s-a chemat în ala aceea? The Lady, Crazy Lady, Monster? Who's Monster? Charlize Theron. Toată lumea a fost acolo. Scarlett Johansson. Stevie Wonder a venit. Au venit comici. Toată lumea a venit. Prea multă lume. Nici nu mai știu de ce ori veni oare. Nici măcar nu înțeleg de ce vin. Nu știu. Dar vin. Asta e. Vin la mine. Ce să fac? Pentru că sunt, nu știu, am fani. Asta e. Vin. Am înțeles că show-ul acesta din Vegas este fabulos. Și nu e niciun fel de mirare că este un adevărat succes. Iar e foarte interesant, te puteai mulțumi să fii una dintre cele mai mari legende ale boxului, ale sportului și cu toate astea alegi să faci acest show în care vorba foarte mult despre tine, de interacțiunea ta cu publicul, te deschizi foarte mult. Exactly. Cum ai reușit să faci asta? How did you do this? I've been in Monte Carlo, I've been in lume. Am fost în Dubai cu acest spectacol, am fost în Franța, în Brazil, am fost peste tot. Cum ai ajuns să descoperi că poți să faci asta? Cum ai reușit să faci un show? Nu e o treabă simplă, să faci un astfel de show destul de complicat. Dacă ar fi simplu, am face și noi. Yes, but if you're starving and very hungry, da, dacă e ți-e foame și ți-e foame, găsești creativitate și te apuci să faci. Aici te înțeleg perfect, să știi. Da, nu, multă lume mă întreabă, am vorbit astăzi, eu am o emisiune la radio și m-a întrebat cineva, zice, ai fost vreodată deprimat, depressed? Și n-am timp pentru asta. Adică n-am timp. Exact. N-am timp să fiu deprimat. No time. Whatever you want to be, you have to think. Nu, n-am timp, așa e. Tot ceea ce vrei să vrei, dacă ești negativ, ai vibrații negative. Trebuie să fii vesel, trebuie să fii fericit, pentru că ura nu vrea să fie lângă iubire, iar tu trebuie să te izolezi de ură. Cei care au urmărit activitatea sportivă au senzația că nu ți-e niciodată frică de nimic. Ai luptat întotdeauna cu atleți mult mai înalți decât tine și mai masiv decât tine, la categoria heavyweight, Mike era mic în comparație cu adversarii săi
Și lumea are senzația că nu ți-e frică de nimic. Există totuși ceva ce îl sperie pe Mike Tyson? Îți e frică de ceva? No, my hope, all my success. Succesul meu, de când eram luptător profesionist, venea tocmai din nesiguranță, din teamă, din așa am ajuns luptătorul care eram. Nu pentru că aveam mari calități, viteză sau ceva. Nu, tocmai pentru că mi-era frică. Frica de a pierde, frica de a fi umilit, frică de trecut, frică de, Doamne, trecutul, când mă gândesc la trecut. Este bine, dar este rău. Ce te sperie în prezent? Care sunt fricile lui Mike Tyson? What I'm afraid of never happened. Mă tem de ceva ce nu s-a întâmplat, dar odată ce se întâmplă nu mă mai tem. Mă tem să nu mor, dar au mai mor și alți, a murit un copil înaintea mea, deci nu mă mai tem nici de asta. What hasn't happened yet? Mă întreb de ce, mă tem de ceea ce nu s-a întâmplat, dar după ce se întâmplă nu mă mai tem. Crezi? Cineva atât de puternic crede în el, crede în puterea lui, crede în succesul lui. Sunt lucruri însă în care crezi mai mult decât în tine și în ceea ce ai reușit să faci în toată viața asta? Listen, I could say yes, I could say. Cred că pot să spun da. Aș putea să fiu corect așa și da, mă gândesc la Dumnezeu și Dumnezeu e totul, dar nu, mă gândesc numai mă gândesc la mine pentru că deși nu sunt cine știe ce, eu sunt tot ceea ce am eu. Și dacă pot să fac din mine o persoană mai bună, atunci pot să fac ceva și pentru ceilalți. Dacă nu încerc să devin un om mai bun, atunci o să-i tratez pe oameni cu limite. O să-i tratez atât cât pot eu de bine. Foarte curios, te-am văzut, de exemplu, la marele meci care a fost transmis în toată lumea, refer la meciul dintre Pacquiao, pe care l-ai susținut, și Floyd Mayweather. Te-am văzut acolo, te-am urmărit, era cumva un întreg spectacol să vezi toți cei care urmăreau acest meci. Și mă întrebam, care dintre personalitățile de astăzi, că sunt ele sportive sau din alte domenii, le respecti și le apreciezi cu adevărat? Există astfel de oameni care îți plac, care îi respecti, care poate te inspiră? Hey, I'm more inspired with people. Mă inspiră oamenii care asta arată ceea ce pot. Pot să imaginați-vă un om ca O.J. Simpson. Știți, ați văzut prin ce a trecut, ați văzut ce s-a întâmplat. Imaginați-vă că și-a revenit, că să revii din așa ceva. Imaginați-vă cum este să revii, să ieși curat din așa ceva. Deci faci plecăciuni în fața unui asemenea om, îl respect. You believe in the second chance, right? Credeți în a doua șansă. Nu cred în oamenii care își creează a doua șansă. Nu cred în oamenii care primesc a doua șansă. Cum descoperi, pentru că ai avut sigur și momentele tale de cădere în viață, oricine le are, cum găsești energia și calea de a te ridica? Cum identifici exact modalitatea de a te ridica după o cădere? I just don't take it personal. Nimic personal. Foarte mulți oameni nu pot să-și mai revină din ceea ce li se întâmplă pentru că iau totul prea personal. Încep pot face nimic, am pierdut, uite ce mi s-a întâmplat. Eu sunt exact opusul. El a avut o zi mai bună decât mine. Eu vreau să fiu mai bună, mai bun data viitoare. Vreau să mă îmbunătățesc calitățile. Nu vreau adversitate, nu vreau să mă las să mă dau bătut, nu vreau să fiu descurajat, vreau să... There is no better commentator than me. Am fost călcat în picioare și m-am ridicat.
But only in only way you can be the best. Singurul, e singurul mod în care poți să fii mai bun, să fii doborât și să-ți revii de acolo. Când mergi bine, când îți merge bine, tuturor le merge bine și asta e. Când ai de toate, mamă, familie, copii în jur, e bine, dar poți să-ți revii. Și îți poți reveni, nu-ți poți reveni dacă îți plângi de mână, dacă, vai, vai, ce rău mie, vai, nu, mai bine îți spui, o să-mi revin, o să mă ridic. So it's like the Terminator, I'll be back. Este ca în Terminator, I'll be... like in the Terminator movie. O să mă întorc? Nu, nu, nu. Ăla e un film. Este realitatea, nu e așa. Într-un film, știți că în filme e ușor să fii, să ai succes, dar în viață nu știi ce se întâmplă. Este cu happy end. Dar, deci într-un film cu Anthony Hopkins, despre supraviețuire, nu știu dacă l-ai văzut, în care trebuia să omoare un urs grizzly care îl fugărea până în sălbăticie. Așa, se spunea acolo că... You remember the movie? I remember him and Baldwin, Alec Baldwin. Exactly. Yeah, exactly. Și Alec Baldwin, da, exact. În filmul ăla spunea Anthony Hopkins că asta și nu mai pot acționa. Poate că despre asta e vorba în momentele de cădere în viață. Te cuprinde în primul rând o senzație de rușine pe care ți este greu după aceea să o depășești. Ce-ți spui în momentul în care resimți o astfel de stare? Ce-ți spui? Well, That's very unique question that este o întrebare foarte bună pe care mi-o pui, este unică și o să primești un răspuns unic. În situația mea, I'm a megalomaniac. Do you know what a megalomaniac is? Eu sunt megaloman. Mă cred un fel de Dumnezeu, dar am și o mică puțin respect de sine. Dacă mă simt prost, mă simt doborât, dar trebuie să trec mai departe. Este foarte stimulator dacă te uiți la celălalt. Mulți fani ai sporturilor de luptă se uită la acest moment la Mike Tyson la Antena 3. Așa că o să spun câteva întrebări în legătură cu ceea ce urmează important din punctul ăsta de vedere. Am văzut că ești o persoană foarte implicată și ai relații de prietenie și chiar de colaborare cu mulți dintre luptătorii din UFC. Vreau să te întreb, ce părere ai despre Conor McGregor? Yeah. Yes, I like Conor McGregor also. Mie îmi place Conor. Este minunat, este un luptător extraordinar. Este, cred că, cel mai bun din UFC acum. Are și capacitatea să facă așa ceva și are și șansa să facă multe lucruri. Da, este... am avut ce s-a întâmplat în prima luptă, ai văzut? Ai văzut cum era? Da. Nu credeai că are șanse să-l bată, nu. Credeai că o să mănânce bătaie. Și totuși, nici eu nu credeam că poate să-l bată. Eu am pariat pe el. Nu, eu credeam că nu o să-l bată. Și uite ce s-a întâmplat. Trebuie să crezi în tine, asta este tot. Și să nu e nimic personal. Toate eșecurile noastre vin din rușinea noastră. Nu vrem ca lumea să afle, nu vrem să știe ce... Dar trebuie să facem ceva ca ei să nu afle. Vorbind despre pe cine apreciez și întrebându-te direct despre Conor McGregor. Astăzi te-ai întâlnit cu Ilie Năstase, unul dintre cei mai mari tenismeni din toate timpurile. Ai întâlnit, știi, sportivi din România? Sunt oameni pe care să-i fi întâlnit și să fi reținut că sunt din România? Halep, Bute... Lucian Bute. You know him. Da. Do you have a good opinion about him? Ai o părere bună despre el? Da, am o părere bună despre el. Nu-l știu personal, dar îl știu ca luptător și a venit. Nu părea mare lucru și totuși a convins, a venit din nou și a mai bătut pe cineva pe care n-avea șanse să-l învingă. Deci s-a îmbunătățit, jocul este mult mai bun, nu i-a fost rușine și de aceea nu s-a închis undeva și să-și plângă de mână. A venit și a zis, da, o să mă întorc, arăt-o și este campion acum. Asta trebuie să fii, să crezi, să ai încredere în succesul tău. I love your way of thinking. Îmi place modul în care gândești. I know that you met
întâlnit... Sorry, I will speak in Romanian. Știu că ai întâlnit suferința de aproape. Știu că ai văzut ce înseamnă suferință. Și tocmai venind de la tine această forță și această încredere că poți să reușești, e cu atât mai impresionant. Te uiți, ești interesat de alegerile din Statele Unite? Yeah, it's an interesting thing. Da, mă interesează, sunt interesante. It's not like a normal election. Dar nu sunt alegeri normale, sunt diferite de data asta. Yes, it's very exotic. De acum. Te-ai gândit, te-ai hotărât cu cine votezi? Do you know who you are going to vote for? You know, well, I can't really vote, but I like Donald Trump. Nu, you like Donald Trump. Nu pot să votez, dar îmi place Donald Trump. Îl știi de o viață. Îl cunoști de... You have known... Da, îl știu de mult, știu că e nebun, nu cred că este genul de om pe care să-l pună oamenii președinte, dar... Dar este interesant. E interesant, asta e tot ce pot să spun. El, dacă ar fi așa un tip rău și n-ar ști ce face, atunci de ce ar fi față în față în, în campania electorală? De ce să spună, dacă este prost, ce să zică despre oamenii din țara noastră? Deci, oamenii din țara noastră sunt cei mai buni din țară. Deci, cum să spună el așa ceva dacă ar fi atât de prost? Tot ceea ce am realizat, tot ceea ce am făcut, tot ceea ce suntem, sunt oamenii din țara noastră, deci toți oamenii aceștia, dacă oamenii aceștia o să-l voteze pe el, ce înseamnă că sunt rasiști? De aceea alegerile acestea sunt interesante. Sunt doi oameni cum se cade, care se înfruntă și eu pot să spun lucruri despre tine și tu să zici, wow, a făcut așa ceva, nu se poate, nu pot să cred. Sunt oameni care vor să te facă să te simți rușinat și să pleci din campania electorală, să renunț, nu vreau să mai zică lumea despre mine lucruri, nu mai gata, mă retrag, dar el luptă. Asta înseamnă alegerile, să lupți și la sfârșit să dai mâna și toată lumea să fie prietenă. Donald Trump venea la tine la antrenamente, nu? Would Donald Trump come to see your fights when you were fighting? And, he paid me to fight. Nu, mă plătea ca să lupt. Îmi plătea contracte mari ca să lupt. Venea să vadă și a venit să vadă și spectacolul meu. Este o ființă umană și eu ca ființă umană consider că este cel mai bun om de pe lume, el și Maica Tereza. Știi? Dacă le pun pe el și pe Maica Tereza, îi pun într-o înfruntare, s-ar putea să aflăm lucruri urâte și despre Maica Tereza. Cine știe? Da, o să ajungem la concluzia că Maica Tereza este rea. E, exact așa e și cu el. Da, s-au certat, dar spun că uite, aia nu e bună, nu e bună. Cine știe ce a făcut? Ok. Deci, pledoaria pentru Trump este oricum unică. Și are, unică, absolut unică. Și pare chestia aia pe cap prea mult. Nu, nu. Să ia chestia aia de pe cap, Maica Tereza. Hai, serios, de ce o poartă pe cap? Father Trump? We will see Father Trump, maybe? Pe tatăl Trump, pe părintele Trump. Nu știu dacă este chiar părintele, dar o să sper să-l vedem pe președintele Trump. Eu am făcut o fotografie cu tine, fără să știi, la Muzeul Figurilor de Ceară. Cum a fost să te vezi în Muzeul Figurilor de Ceară în mărime naturală? Hey, it was good. Know why? A fost plăcut, dar știi de ce? Știi de ce a fost plăcut? Pentru că ultima dată când aveam o figură de ceară era în Casa Ororilor și eram într-o pușcă. Trebuie să vedeți Casa Ororilor. Eu eram în pușcă acolo, înțelegeți? Da, și arătam ca un monstru. Deci să văd un om... la Madame Tussauds să mă văd pe mine înseamnă că lucrurile s-au schimbat și este mai bine. Am învățat asta de la general Noriega. Eu m-am născut în iad și de fiecare dată când urc ies din iad. Deci orice pas înainte înseamnă că ies de acolo. Nu știu cât departe de iad sunt acum, dar cred că mai bine îmi spuneți voi. Noi în seara asta și ceea ce vedem că pornește de la tine e foarte departe de iad. În seara asta, de fapt, cred că
am simțit un pic ce înseamnă heaven. Și ceea ce tu faci în ultima vreme, modul în care tu te raportezi la oameni, show-urile tale, toți cei care ți-au văzut show-urile sunt foarte impresionați de ceea ce reușești, practic, faci cu publicul ceea ce fac poate cei mai mari oratori din lume. Și asta este ceva ce pe mine mă impresionează. Iar cineva care a luptat atât de mult cu suferința, cu neajunsurile și a reușit să ajungă una dintre cele mai importante figuri ale lumii, asta este ceva ce mi se pare că e foarte departe de iad și cred că poți să fii un motiv de inspirație pentru mulți. Suntem pe finalul întâlnirii noastre. O întrebare aș mai avea, bine, aș avea mai multe, dar o să mă limitez la una singură. Toată lumea este, știe despre tigrul tău. A apărut și în film tigru. Mai ai vreun animal de companie din acesta special, exotic? Am porumbei. Dar să vă spun o poveste despre tigrii mei. Am tigri și aveam, îmi trebuie un permis ca să pot să-i păstrez. A trebuit la un moment dat să mă duc în Texas sau într-un alt stat. Și la un moment dat în avion a mușcat pe cineva. N-a trebuit să plătesc, dar a trebuit. Na, asta e. Am plătit pentru că era nasol ce se întâmplase. Și n-am mai putut să-i păstrez după asta, după ce au simțit gustul de sânge, deja sunt periculoși. Nu știu ce s-a întâmplat, dar am văzut mâna doamnei și a trebuit să plătesc o grămadă de bani ca să drept despăgubire. Aveam și niște fete cu mine și am vrut să fac un pic și pe grozavul, sincer. Dar porumbei ai. But you have pigeons. Da, am porumbei, așa e. Am vreo 2000. Și sunt, îi trimit, se întorc, nu? E... Avem și noi în România columbofili. Da, da. Sunt porumbei călători. A sunat astăzi cineva la show-ul meu de la radio. Someone called me on the radio who knew that you are coming to the show tonight. Și există o comunitate de columbofili în România care sunt absolut pasionați. Deci avem niște pasionați de curse de porumbei. Wow! Absolut senzațional, da, de nivel mondial. Deci erau absolut încântați că vii și mi-au zis să te invit, sigur că nu o să ai timp, dar nu contează, eu totuși îți spun pentru că în Urlați, deci în Urlați, e un oraș mic din România. Where is wow. It? Where is it? How far is it from here? Like 80 miles. 80 miles, something like this. How far? 160 kilometri. Romania, 80 miles is far. But for Romania, it's far. In terms of time, no, not in terms of... Pentru România este departe. Yeah, transportation traffic. De cauza traficului și drumurilor mici. Dar oamenii din Urlați sunt... But the people in Urlați... Oamenii și-au porumbei foarte în serios. Ok, thank you very much for... Și eu, și eu sunt exact la fel, sunt nebun, sunt... Este ceea ce am făcut înainte de a respira, cred, porumbei, sunt mor după porumbei. Mike, would you like to have a picture with us? Vrei să faci o poză cu noi? La naiba nu! Do you want to have two pictures with us? Poți să faci două poze cu noi? Yes, okay. Perfect, good, let's do it. Hai să facem poze. Thank you. Hai să facem a selfie and yeah. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you very much. Honor. We love you. Thank you very much. Thank you. Ne vedem mâine seara, doamnelor și domnilor. Îl conducem pe Mike Tyson. Ne vedem mâine seara cu o super ediție. Oh, I love you. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, brother. Thank you, thank you, thank you. Thank you. That's right after court. I do it after every court. Thank you, ma'am. Mike, we're just going to do a 10-second promo thing. What do we say? Yeah. Yeah, we just make a short promo. So then we're out of here. Not here? Okay, what do you want me to do? Wherever you want. Okay, I'm we can do it in the studio. Okay, right here? Okay, let's do it. Yeah, yes. Of course. Okay. What promo, like a stare down? No, this is Mike Tyson, and we're on whatever. Okay. Yeah.
What's the name of the show? Antena 3. Channel 3? Antena 3. Channel 3? Antena. Antena? See you tonight. See you tonight. For the next